Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Actorul Radu Beligan, în vârstă de 97 de ani, a murit astăzi la Spitalul Elias la ora 13. Acesta fusese internat în urmă cu 3 zile. Pe 15 decembrie 2013 a fost inclus în Carta Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor încă în activitate pe scena unui teatru. Beligan este unul dintre marele numele teatrului românesc, cu un repertoriu complex, clasic și modern. A jucat alături de actori importanți, cu reprezentații atât în țară cât și în străinătate. Admiterea la cele 4 universități de stat din Iași continuă la unele facultăți, formându-se cozi încă de la primele ore ale dimineții. Cozile cele mai lungi au fost la Facultatea de Drept, Litere, Automatică și Calculatoare și Facultatea de Administrare a Afacerilor. Marți seară, Ministerul Sănătății a primit confirmarea existenței unui al doilea caz de infectare cu virus Zika a unui cetățean român în afara țării. Este vorba despre un băiat în vârstă de 10 ani, care locuiește împreună cu familia în Guiana franceză de aproape 2 ani. Sediul guvernului a fost luat cu asalt de pădurari. Silvicultorii au protestat astăzi în fața Palatului Victoria, fiind nemulțumiți de programul național de împădurire a terenurilor degradat. Procurorii anticorupție cer pedepse mai mari pentru inculpații din dosarul șantajului Antena Group, dar și condamnarea Antena 3, pentru care prima instanță a decis achitarea. Curtea de apel București a amânat pentru 24 august judecarea cererii FC Rapid de suspendare a executării silite. Donald Trump a fost desemnat oficial candidatul republican la Casa Albă. Anunțul a fost făcut marți la convenția de la Cleveland, la 13 luni după ce acesta și-a lansat candidatura. Site-ul Wikileaks a publicat sute de mii de e-mail-uri și documente ale oficialilor turci, fapt ce ar putea provoca noi controverse în urma loviturii de stat ce a avut loc în această țară, notează presa internațională. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.